Bă, tu ești prost la cap. Stai, mă, stai! Lasă-mă, că mă omori. Stai, mă, prostule! Salutare, fraților, Stanley, sunt mai eu, după cum puteți vedea, sunt așa frumos. Și ne jucăm din nou GTA cu Bercea, handicapatul care dă peste mine înainte să încep fucking filmarea. Mulțumiri speciale lui Bercea. Dar mașina asta de aici e a ta? Nu. Nu fi bulangiu. Ba da, e a ta. Dar nu fi bulangiu. Ce busăși pe ea, a? De ce ești prost în puii mei? Astăzi am chef de distrugeri. Vino încoace să te distrug și eu pe tine. Ce? Cum? Cum? Kaboom, ski. Fraților, ăsta cred că nu știe cu cine se pune. Sunt doar un vagabond. Ce trece, sau nu știu, eu așa am auzit de două, trei ori melodia și începe. Sunt doar un vagabond. Hai, vino cu a. Să te bubui. Deci așa vrea, fraților, așa vrea. Credeam că am scăpat. Stai. Deci așa facem, da? Vino în pumnii mei. Am scăpat! Capre în urechile acului! Vino în pumnii mei. Bă, ce scăpai, nu cred! Dar eu nu dau seama, bă, că nu e aia roșie, chiar dacă e verde și tu ești nemișcat, tu nu te... Bă, mașina mea mi-arată bine, doar că e carbonizată. Da? Fuck. M-am carbonizat. Ieși-ți bă afară din mașina mea. Fuck. Ce-am făcut, bă? Voievodule? De ce folosește el arma aia de căcat? Deci eu încerc să mă joc și eu cinstit cu el, cu sniperul cu alea și el folosește automata. Exact ca în CS. Gheiganu! Nu era Gheiganu mașină, arma lui preferată? Ba nu e adevărat. Hai, lasă-ne! Stai așa, să sun și eu la firma de asigurări, să-mi aduc înapoi bolidul. The Beast. I'll do my best. Ce mă joc acolo? Instal m-a luat. Ți-am văzut de cât scăfrâlă e aia bocită. Ai grijă cum vorbești. Cum raha, nu puteți să-l nimerezi deloc? Sunt doar un vagabond. Ce trece? Baaa, nu mi s-a pus să țin, dacă trebuie. Hai, gata, facem pace. Vreți să facem pace? Da. Pișeam aș pe tine. De ce nu sare peste gardul viu? Gata, facem pace. Uite, ești fără armă la tine. Facem pace sau nu? Da, mă, facem. Văd, stai cu încordat cu arma la mine. Păi și ce, înseamnă că te omor? Nu, te distrezi decât. Ești afar futus. De ce faci tu de ăștia dacă sărăm că facem pace? Cine să că face pace cu tine? Da? Da? Yeee, yeah, hai duc! Și yeah, e vestit! Uite mă, că mă dori nici capul acum. Ce bine mă simt! Se curostele. Raba. Ce faci tu acolo?
Ce coci tu? Că mi-e frică de tine când te văd așa tăcut. Mă, ce faci acolo? Ești foarte tăcut, mi-e frică de tine. Stai așa, că nu e așa. Ia, unde te duci tu? Fac, vine după mine, fac. Nu, cadă momeală, se oprise, se duce jos din mașină. Că știe că nu pot să-l ochesc. Ba, poți să mă ochești. Asta e, că mă duc eu și ce fac ca, ca în filmele cu proști. Video cu asta, ce fac eu ție ca în filmele cu proști. Unde ești? Hai mă, hai! Hai mă, hai! Ne batem? Hai mă, hai! Faci bă la tanki, prost. Da bă fraiere, dar tu ai un singur dezavantaj cu el. Care? Că te miști foarte greu. Da. Ia! Bă, mă omorâi, mâncați-și! Păi dacă ești prost și tragi în pământ lângă tine. Bă, dar nu credeam că mă distruge așa ușor. Păi de ce să nu crezi? Dar ce te vânai din aer, mâncați-și. E greu cu tancul care trage un stop, bă, orice prost. Da? Cu ce te mai bat? Deci scoatem arsenalul peste Bercea, fraților. No, mă duc eu și îmi scot mașina visurilor mele. Hello, Pegasus Lifestyle Management. How can I help you? Great. The aircraft is waiting for you at our nearest airfield. We trust you. Motherfucker. What? De ce nu sună la? Deci mor când face buguri din astea. Hai să luăm totuși pe aici așa. Mâncați aș sun și nu... Sun și nu-mi dă vehiculul. Ce? Sun și nu-mi dă vehiculul. Îmi ia banii, nu-mi dă vehiculul. Păi trecut timpul ăla. Păi nu ai timp la Pegasus. Nu fraide, că o să vezi tu ce... Deci sun și nu-mi dă vehiculul, mâncați aș. Bă, ce mașină frumoasă. Când ești prost și te cheamă lecturatul, totul este posibil în lumea ta. Dar cum reușești să... Ia-te pompierul, traversează pe mijlocul drumului. Ce faci, bă? Îl luai pe capotă. Perfect. Perfect. Vino. Bă, dar e zi, tu văzuși? Da, bă. Bă, tot timpul când filmăm noaptea e zi, să mor eu. Păi, într-un fel este logic că serverele de la Rockstar sunt... Da, bă, dar n-are voie să fie, adică... Pui mei, până la urmă... Timpul trece mai repede. Exact, mult mai repede. N-au de deluși tu, bercical meu, frumos. Gogoașă. Auzi, bă! Sunt tare curios de ceva, ce vin din cam, fără mișto vorbesc. Da, ce? Ia stancul și eu să iau rampa. Păi te distrug în pui mei. Nu cred. Ba da. Mai știi? Păi e rampă, ăsta e light tank în puii mei. Merită încercat. În episodul viitor facem asta. Dacă dați foarte multe like-uri, să vedem dacă rezistă. Pentru curioși și mai ales pentru fanatici. Nu, am 260 de cai să mă întorc. Clasic ca un BV din 90. Întorc admirație de la orice rival. Pe interval sunt greu și ca bercical meu, declarat fatal. Îmi place genul de mașină cu prezență scenică. Enigmatică, animalică, singuratică, încă de mic. A, dar ce faci tu acolo, măi, băiatule, măi? Am arătat de mult afară. Dacă aș fi un gay al YouTube-ului, pe unde m-aș ascunde, băga mea și pula. Ce? Fugi.
Ce faci, băi, băiețel? Aaaa, de ce faci de ăștia? Nu-i corect. Păi cine te mai vede acum, în puii mei? Tuoc, m-am scăpat! De ce fugiși? Du-te, drecu de nisimțit! Unde ești, mă? Nu te mai văd, bă. Ar fi fost și cum să mă vezi. Mi-a oprit motorul la Hydra. Cum adică îl opriși? Îl opri de tot. Bă, dar unde dispăruși? Păi dacă tot ne batem, hai să ne batem cu aceleași arme. Eu tot ne ajuns să Bulangiu. Te las să te decolezi? N-ai fi Bulangiu. Bă, dar bă, ce Hydra zboară așa de repede? Nu mă omoră. Nu te omor, hai că te las să te ridici. Știi că dacă voiam te nimeream, nu? Îmi dau seama că e Hydra. Stai așa să-mi iau și o puțină viteză. Ia-ți. Îmi spui când e gata. Gata. Nu, 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 mă prinde, mă prinde! Aaaa! Tu știi cum a scăpat? Văzui, că era fix în curul tău. Ce-ai făcut jo? Zbor tu! N-am mai zburat cu o Hydra de... nu mai știu când. Ești dus. Oooo, zici că suntem în al doilea război mondial. Ia uite mă câte sunt după el, prindeți-l mă! Bă, tu ești prost, uite și tu cât de greu e să nimerești, mâncați-și. Jos, ești mort. Deci nu pot să cred! Cum scăpași? Bă, tu văzuși, mă, pe lângă ce trecui și... și cum trecui? A. Bă, da, tu văzuși, bă, băi, bă, tu știi că eu fusei tot timpul fix în curul tău și trăgeam cu rachete și nu te luau. Deci fix în curul tău. Cum Rahat reuși să le eviți așa bine? Bă, mă băgai pe pe sub pod, pe lângă blocuri, zburai. Văzui, păi, dacă eram fix în curul tău! O să nu mă omor, dau în tine. Stai aia, să mă duc să mai iau și odată. Bă, cât de, dacă de șmecher, mă simțeam în al doilea război mondial, să mă iau picioarele. Dar și eu când le evitam, tu ești prost, stai așa, că te arăt, nu știu cum se văzu la tine pe filmare. Se bă, bă, erau toate după tine, ce ai? Mai omoară, mă, tu, pe mine odată, te scot Hydra, te pușcă. Digălu? Nu stai. Hydra. Mi-a dat durul la mama drept cu taxi. Cio, 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 la taxi. Cio, 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 cio. Hai, te duc eu. Te rog. Unde vreți, domnule Bercea? Aici. Nu, no, nu, no, de ce faci de ăștia? Nu-l bubui. Probabil. Da! De ce ești prost? Bă, n-auzi, mă, că nu-l bubui, jur. Da, da! Dacă mă jurai că acum te bubui, vezi că nu te bubui până la finalul episodului. Doar dacă că mă bubui tu. Până-mi iau și o Hydra. Vin imediat. Bă! Ce? Ia fii atent. Știi că e un
un Volkswagen, nu știu cum se cheamă, și mai e un Opel, mi se pare, tot la fel, care sunt dube. Amândouă sunt identice, știi? Doar că diferă stema. În joc? Nu știu ce sunt. În joc, mă? Nu, mă, în realitate. Așa și? E un Volkswagen și nu știu ce e celălalt. Mă rog, și era o poză, cică. Frate, îmi dai și mie să copiez tema. Bine, dar da, să mai modifici și tu puțin, să auzi de profa. Așa era poza, gen. Seat, sau nu știu ce mă madre că era ăla. Cât de șmecher se oprește hidraul când îi apeși pe... Vergea, a făcut treabă. Ce? Îmi luă foc motorul la hidra. Pe cum așa? Ce făcuși? Păi dacă-ți luă foc motorul, zisei să te scutezi de... Ce te juraști tu și promisești? Da, cât de șmecher fu... Deci mă uitam așa, știi, cât erai în depărtare și și apăsai gând și văzui... Fu șmecher. De ce ești blanjiu? Stai, bă, hou! Stai să ne batem corect, nu mai dau după mine. Bă, ce mașină aici să-mi bag în cearele. Ho, nu mai da! Cam că nu mai dă doi acum! Bine. E unul la sol care vrea să se bată cu mine, mâncați. Da? Îmi spune, bă, fraier, am hidra, tu nu vezi? Mă urmărește, nu stă pe loc, e bine. Îmi spune când poți să vii după mine. Hai că am putea să vii. Bine, acum nu știu cât de repede ajungi tu, dar... Plecași? Cerea să o lovesc, ca în cultul. Ce, hidra? Da. Hai, bă, ești gata? I'm ready. Fucking shit. A, oricum n-ai șansă cu ăla. Zici tu? Dar nici tu să mă bubui pe mine. O, prostule, că dacă trag multe rachete în tine, vreo 20 așa la... La număr... Da, că te cam bubui. Aoleu, mă loviși. Pe bune? Da. Cum te lovi? Nu știu. Că eu trebuie să iau pulea. Tu te lovești singur. Deci nu te cred. Cum trec cu șoc? Deci nu te cred. Dacă ți arăt cum evitai, no. Că te-ți arăt după aceea, că nu mă crezi dacă spun. Te nimeri? Da. Ia, sunt dai cu jos dacă... La multe rachete de ăștia ți-o dau. Bă, dar nu poți să te nivelezi deloc, bă. Bă, n-ai cum, că e prea rapidă. Suntem și da, într-un spațiu cu blocuri. Apă, deja mi-e se fum negru din el ce pui mie. Da? Da. Păi dacă să tragi pe la distanță, bă, să mai tragi gen să... Nu știu cum ți explic că vine treaba. Gata. Bă, te bătui și cu tancul. Păi cu puii mei, tu ai hidra, eu nu puteam să te nimeresc. Bă, da, vezi, bă, da, tu vezi că fiecare lucru are nașul lui. Păi normal. Fraților, cam atât cu acest episod. Nu uitați să apăsați și voi butonul de like la acest video, dacă mai doriți episoade. Și noi, desigur, ne vedem data... Și puneți like-uri, că acum am condus hidra. Pa, pa. Da. Pa, pa.